Explozie puternică într-un bloc de locuit din orașul Ijevsk, Rusia. Cel puțin 6 locatari au decedat, inclusiv un copil, iar alți 3 au fost scoși de sub dărâmături și transportați la spital cu diverse traumatisme. Totul după ce deflagrația a făcut una cu pământul scara edificiului. Autoritățile presupun că sub moloz mai sunt blocați 10 de oameni. Cauza exploziei ar fi o scurgere de gaze într-un apartament. Momentul a fost surprins de mai multe camere de supraveghere din apropiere. În urma deflagrației au fost distruse 32 de apartamente. La fața locului au fost mobilizate mai multe echipaje de medici și salvatori pentru a scoate de sub ruine victimele. Aceștia au lucrat ore în șir. Printre victime este și un salvator care a suferit diverse traumatisme. Prepisă în acest stăiac 28 de oameni. Dar acest timp a fost exact sfârșitul zilei de muncă. Orientirea, nu, ne mai mult de 10-15 de oameni. Martorii au povestit că au auzit o explozie puternică cu puțin timp înainte de prăbușirea clădirii. Подняло весь дом и опустил, но взрыв был очень страшный. Я думаю, да что это случилось? Потом открыла окно, все что-то бегут, бегут, никто ничего не отвечает. Я находилась через дорогу, услышала сильно-сильный звук, но когда подошла ближе, обнаружила, что обрушился угол дома. La parterul clădirii funcționa un centru educațional pentru copii. În momentul exploziei, micuții erau la ore, însă, din fericire, nimeni nu a avut de suferit. Blocul prăbușit a fost construit acum 27 de ani și locuiesc aproximativ 600 de oameni. Ultima dată, sistemul de gaz a fost schimbat vara trecută, următorul control fiind planificat pentru anul 2020. În acest caz a fost deschisă o anchetă.